Ideea în sine de a avea o lege de salarizare unică este extrem de binevenită și foarte uh, bine uh, gândită și integrată. Și închegată. trebuie făcută de mult dar, așa, nu de fapt. Dar, trebuie spus un lucru. În singura dată când am mai încercat să facem o lege unitară, nu am reușit să o implementăm. Din tot felul de uh, deficiențe tehnice ale legii. Deci, trebuie să... O pritocim, cum spune românul. Trebuie să fie o lege aplicabilă, bună și care să-și dovedească utilitatea în timp. Pentru că inechitățile actuale din sistemul de salarizare, care sunt enorme, nu se pot repara într-un singur an sau cum speră unii chiar în 2-3 ani. Ele se pot repara în 5 ani de zile și de asta legea este gândită pe un orizont de 4-5 ani. Și trebuie și următoarea guvernare care vine după asta să, să țină exact de același uh, uh, gri. Pentru a putea în orizontul de 5 ani să spunem că am luat o lege a salarizării dintr-un capăt și am condus-o până la uh, fund fundamentul ei și până la finalitatea care trebuie să o aibă.